Dragi prieteni, vă salut din nou, ca întotdeauna cu mult drag și vă urez bun venit la transparență, la întâlnirea cu mine și cu oaspeții mei. De asta dată, invitatul meu este un tânăr poet, nu știu ce să spun, e tânăr, dar e deja doctor în litere, adică tinerețea e coaptă în felul ei. Este dospită și dă rezultate. Mă refer la uh, prietenul Savu Popa. Bine bine ai venit. Bine v-am regăsit, salutare uh, și mă bucur celor că care urmăresc. Ai traversat Transilvania cu, cu ce? Cu autobuzul? Cu autocarul, eu. Cum e? Uh, Cum e atmosfera în autocar? E o atmosferă propice scrisului și observației. Adică mai poartă lumea măști? Nu. Nu, nu. se mai poartă. S-a degajat? Uh, nu. Prea, adică rămâne la decizia călătorului să poartă... Paima să... de darurile pangolinului, da. darurile otrăvite a trecut, nu? E cam post-pandemic <laughs> acum și e și o atmosferă post-pandemică. După... Post-pandemic la noi, nu și în China, se pare Am... că. Am, Am auzit rog. ceva că... Încă... Sunt probleme. Da. Sunt probleme clare, se izolează cartiere, mă rog. Asta este, dar bine că nu le avem noi. Da. Atmosferă stresată datorită războiului, prețurilor, lumea cumpărea. Să știți că este lumea de pe autocar, e o lume în sine, un univers în sine. E Chiar bun pentru un poem, universul ăsta. E mult și pentru un roman uneori. <laughs> e undeva între da? Purcărete și Șagal. Așa percep eu întotdeauna. De asta sunt și foarte atașat de... Sunt mici zburători pe acolo. Da, mici zburători, <laughs> însă la un moment dat totul se realizează între tăcere, câte o vorbă pestriță, între un fundal uh, manelistic, o lăutăresc și o muzică ușoară. Deci nu te plictisești, plus că peisajele șoferul sunt... Șoferul le livrează astea. Da, șoferul, uneori da. șoferul, dar și uh, invitații, invitații, chiar, da, chiar că suntem niște invitați. Special guest. Da, star. Scena, da. iată că uneori scena teatrului s-a mutat în autocar, nu spunea și Shakespeare, viața ca teatru, viața ca autocar. Totul a devenit un spectacol, dar da. pe, pe drum cu 5 ore totuși și mult. Eu citeam, făceam și eu o navetă de 5 ore odinioară și citeam o carte întreagă până la capătul drumului, dar ți-ai făcut prieteni, cunoștințe călătorind uh, în felul ăsta. Să știți că foarte rar mi s-a întâmplat. De regulă suntem cu toții cuminți și cufundat <laughs> într o muțenie contemplativă. Aș putea Așa e important. Da, da. Parțială, uh, nu, nu pentru că foarte mulți uh, suntem în trecere. Uh, pe autocar simți foarte bine sentimentul ăsta al trecerii, al parcurgerii unui timp. Adică aștepți întotdeauna să se oprească. E un regaz al intervalului. Da, nu? eu, aici se simte foarte bun această, se simte foarte bine această poetică a intervalului. Nici nu prea pot să citesc. Am un, la un moment mi se face rău și de mai bine prefer să scriu sau să ascult ceva în căști, o melodie, o emisiune. E... Întregere. De, obi de obicei melodii sau o emisiune? Sau poate chiar un Mel audiobook, cum să zice, o carte? Depinde, audio. Da, depinde în ce stare. Sunt melodii mai mult. Când ai venit în coace, în ce stare erai? o stare super bună, știi, că voi fi cât se poate da. de transparent da. <laughs> pentru ceea ce urmează. Televiziunea ne face transparență. Da. <laughs> Spune-mi, mi se pare un lucru, cum să spun, memorabil, faptul că la doctorat încep cu finalul de până acum, nu cu începuturile. La doctorat ai ales o temă care include mai mulți ai generației 80. Da. Poeți în viață, Asta nu se făcea pe vremuri, Aștepta oamenii să intre în panteon mai întâi ca să, ca să îi socotească demni de o exegeză. Cum, cum s-a cum petrecut, cum ai ales subiectul și cine te-a încurajat, cine a fost coordonatorul tezei? Practic am ales subiectul pe baza afinităților mele de lectură. Sunt un cititor pasionat de poezie înainte de a scrie. Mă consider poet la urma, în ultimul vagon, așa aș putea spune. Tit S titlul de cititor îți pare mult, mai da, îmi pare mult mai semnificativ și mult mai de bun augur. Întotdeauna m-am ghidat după ceea ce Alexandru Mușina spunea că poeziile, de fapt încearcă să pătrundă în cotidian, în banal și să însceneze uh, epifaniile acestea ale realului, adică să caute semnele, simbolurile. Uh, ghidându mă după aceste vorbe, am încercat întotdeauna să mă regăsesc în acea poezie care să spună da. ceva despre mine și să fie ca un efect de oglindire a mea în uh, universurile respective. Așadar, uh, Aurel Pantia, Ion Mureșan, Nikita Danilov sau Matei Vișniec, sunt, printre, au fost și sunt printre poeții mei preferați, datorită limbajului extrem de ofertant, din punct de vedere al semnificațiilor, al teatralității, și am ales să discut, să analizez tocmai această latură a interpretărilor, a teatralității, a simbolurilor chiar, urmând, sigur, să mă leg de universurile poeziilor lor scrise în anii 80 pentru că a trebuit un, să mă încadrez în, într-o anumită generație de creație să-i spun. Am avut sigur toată susținerea și coordonatorului meu de doctorat, domnul profesor universitar, dr. Dorin Ștefănescu de la Universitatea din Târgu Mureș UMFST, Universitatea de Medicină, Farmacie și Tehnologie, George Emil Palade din Târgu un Mureș. Un titlu scurt, da. Da, un titlu foarte scurt, așa. Unde mi-am și petrecut anii doctorali anii doctoral pandemici, să spun așa, pentru că am prins chiar miezul, așa, dar mai, mult pe Zoom? mai mult pe Zoom, Din păcate, da, s-au consumat foarte multe evenimente frumoase în cadrul online. Deci care repun... s-au păstrat în registrările lor, nu? <laughs> am este prins, da, am prins chiar epicentrul pandemiei, să zic așa, în uh, cadrul online. Dânsul mi-a oferit un suport semnificativ, pentru care îi sunt recunoscător. Uh, -a, urmat, a fost o relație de prietenie și este iubește în Iubește și el acești poeți da. sau doar a acceptat din respect față de ei? Să știți că iubește și el acești poeți pentru că întotdeauna gândurile mele și interpretările mele au consonat cu uh, ceea ce domnul profesor mi-a sugestiile dânsului sau ceea ce la un moment dat mi-a indicat să, să fac. Însă am avut o relație extraordinară de colaborare și încă o dată... Și cum a decurs susținerea? Membrii comisiei au fost mulțumiți de ce au citit. Au fost mulțumiți, sigur au fost și obiecții și anumite, sigur, anumite sugestii da, care mi-au prins foarte bine pentru că în momentul în care am gândit uh, volumul am ținut cont uh, într-o oarecare măsură de sfaturile și de opiniile dumnealor. Susținerea era o zi ploioasă din uh, toamna lui 2021 și susținerea a avut loc online. Eu a trebuit să fiu prezent pentru că așa cerea protocolul. Da, da, da. Restul e... erau pe eclane. Nu? Da, restul pe Cam eclane. filmele cu Superman. Da, era o, o vreme de beție bacoviană, cum se spune, dar da. a fost o experiență pe care nu o voi uita. și vreau să spun că contrar a ceea ce doctoratul ceva poate o inflație. Nu. Eu vreau să spun că pentru mine a fost o experiență în sine remarcabilă, pe care aș mai repeta-definitorie într-un fel. Definitorie, o. Într -o Definitorie. Că, nu? da. M-a învățat foarte și m-a disciplinat. Pentru că asta a făcut și asta este marele câștig. Dar acum, hai să ieșim un pic din cercul propriilor pasiuni și să încercăm o privire mai de sus. În opinia dumitale. Practic, poezia română trăiește un moment fast acum? Sau suntem într-un moment de trecere? sau Ce se întâmplă acolo? O să încep cu un citat al lui Novalis, care spunea că poezia ne că de rănile rațiunii. Un citat care pe mine m-a marcat. Dacă poezia vindecă anumite răni ale rațiunii, a spune că în ziua de astăzi poezia încă mai are putere de a vindeca de rănile, nu știu, rănile unor traume, de rănile sociale. Se scrie, este o, un spectacol al, al scrierii, în primul rând, și al receptării formidabil astăzi. Uh, apar, uite, ne raportăm la cele două târguri. În preajma celor două târguri apar foarte multe volume de poezie. Foarte mulți poezi Asta noi face sunt... face din târguri un eveniment. Da, de în fiecare sine. Dată. Uh, sunt uh, foarte multe, se organizează foarte multe concursuri în care au șansa să apară voci, să fie descoperite voci poetice noi. Uh, este o, un tumult, o, la un moment chiar o frenezie. Uh, sunt multe discursuri care apar. E o bună producție poetică sau e o inflație? Acum vreau să spun. Aș putea să... Sp... Îmi asum ceea ce spun pentru că eu urmăresc când de aproape acest fenomen. Undeva la mijloc. Este o urea mediocritas care se obține, dar în același timp se și părăsește. E ceva între, in between. Între e o dinamică agilă, cum să spun, o apă curgătoare care bolborosește sau planează așa static, Este aproape. o apă care aș spune se ramifică în mai multe rețele. Da, este o diversitate eh, fascinantă. A modurilor de a înțelege poezia? Și a modurilor de a înțelege poezia, dar și a modurilor de a o scrie, de a o raporta la realitatea din jur. Și criticii percep această diversitate, în opinia dumitale? Eu spun că da. Eu spun că da. Citesc, de fiecare dată urmăresc revistele literare aproape săptămânal și discursurile critice pot să spun că pentru mine sunt o savoare. Adică le citesc cu plăcere, am ce învățat de la ele, mă motivează. E o, un dialog permanent între critică și poezie. Eu repet, doar Dar pe există mea. o ruptură între generațiile anterioare și tânăra generație? Sau nu e nicio ruptură. Să știți că mie, nu știu, nu, nu, prea îmi place cuvântul ăsta, ruptură, deși se folosește foarte mult, este o ruptură, este o distanță între generații. Bine, unii lansează manifeste anume pentru a spune da. spune o posibilă ruptură, dar nici eu nu cred că e Nu, eu aș chiar spune din ceea ce am observat eu însumi că Există o mare, o foarte bună dinamică uh, coordonată de către poeți și de către întâlnirile care au loc. Până la urmă, poezia este un act de prietenie și este un act... Ce frumos uh, spus, da. da. un act al... O amiciți, întâlnire, nu? O întâlnire, dar până la urmă, asta, agape. Este o agapă, este o agapă insolită. Dacă poezie, e agape, da. atunci este vorba despre o formă de iubire, practic. Da, practic, da, pentru că toți cei care practică și cei care scriu poezie trebuie să iubească, în primul rând, realitatea. Și nu avem și poezia Urii. Parcă am văzut versuri mai contundente, așa. Avem și o a Urii, și <laughs> în mod paralel. Nu e doar satirică, sarcastică, mă rog, este, nu e chiar ură. Este Cine o n spune. Este o poezie care, sigur... Radicală? Radicală, da. Este o iubire în O Dar iubire cum, radicală. Cum putem fi, și asta e o întrebare deschisă, cum putem fi radicali după avangardă? Avangarda părea radicalismul Radical, însuși. fractură nu? fractură, da, radicalism. Total. Mai putem reinventa asta um, sau să mergem mai departe? Sigur că da, e o întrebare foarte, foarte interesantă. Eu cred că, dacă ești sincer, sinceritatea rezolvă totul. Este sarea uh, oricărei... Ea n-ar trebui să lipsească. n trebui să sească. Dacă e sincer cu tine, atunci vei fi sincer și în ceea ce scrii. Fii tu însuți. Bine, întâi trebuie să te cunoști pe tine însuți ca să faci acest lucru. E ca și când... Dar mai e ceva trebuie să ai maestria necesară să poți exprima, cum să spun, eficient, relevant e, această sinceritate. Categoric. Dacă poți fi sincer nu, și banal. Poți fi, exact. Dacă nu ai harul, cum se da. spune, dacă nu ai stilul, le, om să și, le... Cultura, cine și cultura. Și da. să ai un dialog și cu... Da. Da, da, da. Trebuie să, ai, să, fii, să șt, fii foarte conectat la ceea ce se scrie astăzi, la ceea ce. Cum se, care sunt tipurile de discurs, ce, difer, ce diferențe sau ce apropier poți să manifesti față de anumite tipuri. Da, este foarte important cum să-ți cultivi stilul. O, o, stilul este omul sau omul este stilul. Așa zice lumea, da, de la Coace Da, sigur. Acum Vreau să întreb, totuși dacă ar fi să aflăm în două vorbe, fără a avea toți șansa, toți cei care suntem aici la emisiune sau o privim, șansa de a citi cartea, există apropieri fundamentale între Aurel Pantea și Ion Mureșan, ca poeți? Uh, S-a vorbit mult despre echinoxismul lor, mă rog. Da. Dar dincolo de acest cadru, totuși larg, care a uh, cuprins multe formule poetice, Există ceva afinitate? Sigur că da. De fond. Uh, dincolo de, cum ați spus, de cadrul acesta cultural, care -a, sub tutela căruia au fost toți acești poeți, este o anumită predispoziție spre insolit, spre insolitarea realității care se regăsește în universurile ambilor poeți. Această insolitare, sigur, merge în cadrul mai multor registre. Jovialitatea, tenebrosul, teatralitatea, simbolul, însă această insolitare ține conferă energie și anduranță poeziilor respective. De aceea ei au rămas... De de o prospețime, nu? De o prospețime de și o savoare stilistică. într-un fel. Și da, o savoare stilistică pentru că atât la Aurel Pantea cât și la Ion Mureșan, discursurile, că vorbeam de stil, discursurile sunt savuroase. Au o, o pregnanță expresivă din comun. Ei creează, expresiv, ei creează limbaj poetic chiar. De asta au și rămas importanți și cunoscuți în în cadrul poeziei obzeciste. Ei adminter având doar numai discreție, așa, nu, da. nu sunt genul care își rupcă exact. de pe ei. Sau... Este o discreție totală aproape. Da. Dacă ne gândim și la Ion Mureșan, care publică foarte rar și când o face, atunci e un, chiar un boom poetic. <laughs> așa e și așa din... este, da. Dar în, în teza ai mai avut niște poeți care populau paginile, nu? Da. Era vorba despre? Matei Vișniec și Nikita Danilov. Două nume sonore. Da. Uh, sigur, ei vor face obiectul în alte cărți, Vor probabil. face cu siguranță peste... Dar pe ei ceva. cum e apropiat de cei doi prezenți aici? Uh, ei oarecum au reprezentat o categorie diferită. Moldova. În primul rând, nu? <laughs> nu m-am legat chiar de zonă, de Poate localism. E și ea? Da, după. este, nu, sigur că da. Doar că ceea ce îi apropie pe Nikita Danilov și pe Matei Vignec este tocmai această predispoziție spre teatralitate, spre parabolă, spre una numită. La Vignec a debordat chiar în piese exact. de teatru, după cum Exact. Pentru timp. că, da, poezia lui a reprezentat lampa de lansare pentru piesa de teatru. Exact, da. da. Iar la Nikita Danilov are niște scenarii parabolice, histrionice, este din comun străbătute <laughs> și de un filon chiar religios, am putea spune. Totul este... Are mistica lui. Mistica lui. Nu că ea la Aurel Pantea. Absolut. Sau la Borjan, uh, metafizicul. Da, pentru că la un moment dat am găsit un numitor comun între Aurel Pantea și Nikita, Dar eu tocmai această predispoziție spre un sumbru uh, manev, uh, adus în zona sigur, teatralității, al bizareriei, al spectacularului, ceea ce dă, iarăși vă spuneam, conferă substanță și mi-a plăcut mult. M-am regăsit <laughs> întotdeauna. ce îmi place să discut cu un uh, autor de exegeze Cuma, pasionat. M-ați provocat. Da, da, foarte, <laughs> bine. Mă... foarte bine. Să vedem acum cum, uh, cum se definește poetul Savu Popa în raport cu uh, asemenea repere, să zicem, pe cerul poeziei contemporane. Da. A încercat uh, un uh, dialog, uh, cum să spun... Uh, cu continuități sau, din potriva, ai încercat să marchezi o distanță față de aceste discursuri anterioare? Sigur că da. Eu acasă am o bibliotecă pe care părinții mei mi-au pus-o la dispoziție și încă de mic copil eram fascinat de paginile în care se găseau versuri. Mi se părea ceva ieșit din cum. Oarecum mă intriga pe mine, copilul de atunci, să văd că uh, pag versul se oprește la un moment dat. Și oare ce urmează după aceea? De ce, ce se oprește? De, care, ce de, de ce la un moment dat rămâne în partea cealaltă pagină albă? M-a fascinat, întotdeauna metafora o în metafora aceasta pagini albe pe care o și Gaston Bachelard, o... da. despre care și Gaston Bachelard a vorbit. Și știu că mă fascina acest lucru și încercam pe niște foi era un foi îngălbenite de vreme, foi foarte vechi, mirosul lor în, în stăruie și acum în memoria olfactivă și încercam să să imit și eu, să copiez pur și simplu. Și mi se părea fascinant că și eu, după ce copiam sau încercam și o să scriu câteva cuvinte, lăsam acel spațiu liber. Era o fascinație <laughs> pentru mine. Deci așa se nascură. Așa, ce? da. Oricum, din această discrepanță între, între pagini, între jumătatea scrisă și jumătatea albă. Este o completare sau, în același timp, poate să fie și o distanță. În ceea ce privește afinitățile mele, am sigur, am menționat câteva nume care m-au da. influențat, am... Mi-a plăcut și mie Nichita Stănescu, am trecut prin... Sorescu? Și Sorescu. Pentru că între ei, la un moment dat, da, să fie o... Mai ales narrativitatea lui Sorescu, jovialitatea, umorul acestuia chiar. Dar, sigur, am avut și eu... Dar o... Doinaș, care e un poet mai rece, mai clasic, mai... De poeții clas, de poeții uh, ermetici, uh, nu, nu am nu știu, nu m-am prea apropiat. de deci să nu discutăm despre la marbu, da? Putem discuta. Putem discuta. De ce nu? Pentru că uh, sigur i-am citit uh, ca. O... Totuși favoriții care erau. Cei narativi, cei care construiau o poveste cei de genul poeților atunci, în Atunci, copiile medievale ar trebui să-ți placă. Da, Jean mi Chanson de Roland, Chanson de Roland, toate poeziile te... care au epic. Nu? Ramayana, Mahaparata, am încercat să le citesc. Ales chiar antice. Da, tu Și au, avea o poveste, îmi da. plăcea foarte mult povestea. Faptul că se construia o intrigă, etapele intrigă. De altfel, dumneata, nu scrii doar poezie, ci și proză. Scriu și proză, și da. o cu talent. Mulțumesc. Că, ai reușit să conciliezi cele două lucruri pentru că de pildă, grup grupe Banat, poeții poeții bănățene, generații 80, ca să zic așa, mizau foarte mult pe epic. Da. Epic, epic și chiar un vers câteodată lipsit de metaforă, pur și simplu, autobiografic, mm -hmm. cum era la Horst Samson Da. Tal, la alții. Foarte interesant. Cum... cum cum schimbi pana de la poezie la proză? Cum, ce faci? A fost uh, practic o reconciliere extrem de mică între doi locatari care da? se cunosc de atâta timp, împart același imobil și, când se întâlnesc, nu se mai uită chiar cu atâta unii, unul la celălalt, <laughs> pentru că știu că își cunosc metehnele, ca deci, să spun deci așa. Doi colocatari, nu da. doi gemeni, nici doi Nu, seame. Doi colocatari, așa. care, sigur, uneori au și trăsături comune, pentru că, în poezia pe care am scris-o, întotdeauna am m-am folosit de un filon și am potențat un filon narrativ. Mizez pe poantă. Da, mizez. Când îmi iese. Posibil să nu miasă -mi și atunci, nu știu, antipoantă. atunci nu știe lumea că nu trebuie lumea. să fie altceva, nu? Cu desenul de din covor. Da, <laughs> exact, da. exact. Da. Și asta a fost. Întotdeauna a existat o înțelegere. S-au și certat. Au fost și momente de tensiune când uh, urma să părăsesc, <laughs> să părăsesc proza pentru poezie și viceversa. Dar uh, până la urmă în acel volum primul chiar în ipostaz. e chiar primul volum, da. debutul. Cum a fost când te-ai văzut cu primul volum în mână? uimire <sumită> și cu tremur, rațiune <grijine> <grijine> și simțire, vin acum mândrie și prejudecată. <grijine> între aceste lucruri. Vreau să, Ăștia să... erau poli, da? Da. Pe care e oscilat, da. Am o întotdeauna... Eu sunt, n nu m-aș numi perfecționist, dar îmi place foarte mult să lucrez pe text. eu o savoare. Da. Și îmi amintesc o seară după ce am primit volumul și am început să-l răsfoiesc. Parcă spuneam, spuneam, în sinea mea, aici aș fi putut scrie altfel, aici aș fi putut adăuga ceva. Ai început să-l adnotezi? N-am mai început, dar a fost o seară foarte bogată, adică n-am mai fost în stare de nimic. Da. <laughs> Cred că este e al doilea volum. Al doilea volum, da, a apărut. A apărut după cât timp? Un an. La un an. Noaptea mea de insomnie. Simți că există vreo evoluție, vreo schimbare de la un volum la altul sau e pur și simplu o altă orientare tematică, o altă idee în jurul căreia se organizează coerența? Se spune că cine se scuză, se acuză. Eu nu știu, nu pot să spun, de, nu, nici toată nu mi a plăcut să spun că păi am avut, am evoluat. Sau nici, nici măcar nu, mă simt așa uneori uh, interesant ca să zic când mi se spune ești poet. Nu, eu sunt observator, mi se place să mă numesc un observator al realității. A existat, sigur, o abordare, o tematică poate alta, cu, de la un volum la altul, pentru că am încercat să nu mă repet. Am încercat cât mi-a stat în putință să abordez laturi noi, să fiu uh, curios și în alte zone sau în alte direcții. Nu am reușit până acum, deși îmi propun uh, calea experimentului. Am avut niște mici încercări pe. E care... absolut necesar, oare? Nu știu. Nu, nu mi se potrivește. Dacă nu vine din interior. Da, nu mi se potrivește și de aceea... Dar te califica într-un fel mai conservator ca poet. Mai... Adică ai merge pe un rețetar, să zicem, cum era cel al poeziei fixe odinioară. Mm, ai, nici Nu Ai un canon în minte când scrii. Nu, sau... eu... Mă declar poet, de că mă declar poet, spuneam acum că nu, sunt, nu, mă, nu mă declar poet, mă declar un observator al realității, un, încerc să observ cât mai bine, cât mai mult și cât mai uh, pregnant al realitatea. Nu-mi nu plac etichetările, nu am mizat niciodată pe o anumită direcție sau, uite, știu eu, mă încadrez în direcția X sau Y. Nu, Poezia se scrie. Cititorul citește, criticul hotărăște. Ca Critică, să zic așa. presupun. Da. Nu, Aș de scrie asta, cum zicea, pictorul pinge... Ah, pe el mă gândeam acum. La el mă gândeam, pulpă, acum, el mă gândeam <laughs> acum, am adaptat. <laughs> Mi-au plăcut cuvintele. Da, da. Care încă nu se fixase în uh, vorbirea noastră. Știu, Foarte prima albă, sigur, cu vers liber. O cameră fără prize... În epoca computerului, uh, computerului nu, nu, nu sună prea promițător. Dar, dar sună pregnant ca imagine. Sună pregnant este. Acest da. volum a venit după al doilea la cât timp? La 2021, matematică, 3 ani, <laughs> 2018, pe ultimul. S-a sedimentat mai greu sau ce s-a întâmplat? E un... Ai fost mai selectiv, mai. Da, a fost mult mai selectiv. E mai volumul, drastic? mod. N-aș putea spune că e volumul la care țin cel mai mult, dar aș putea însă afirma cu certitudine că e un volum care m-a bucurat, care mi-a făcut mare plăcere să-l scriu. Întotdeauna, ultimul născut este favoritul părinților? Sună un pic interesant. <laughs> N-aș putea spune nici chiar aceasta. Bine, nu mi-am propus, gata, trebuie să scriu textele acestea pentru da. un volum mi-a venit, mi-au venit pur și simplu. Au fost și momente. când ai avut, ai început să te da, deci cum și ar am adunat. Da, și le-am încercat să le dau cu... O... Sunt ca cei fi care s-au reîntors acasă și mi-au pus o întrebare. Ne adun, ne, ne mai poți primi într-o familie. Și atunci așa am încercat. Tăiați vițelul cel gras. Vițelul cel gras a fost... acum se taie, se, taie în continuare, pentru că încă volumul mai are parte de lecturi din în partea tăpinale, ceea ce da. mă bucură foarte mult. Adică e un volum... Noi nu ne-am înțeles dinainte, dar oare poți alege pe loc un poem pe care să ne-l citești? Da, cum să nu? Sigur că <laughs> da, mi-aș face mare plăcere. Unii poeți preferă să fie interpretați de actori. mie îmi place întotdeauna să aud poezia în, în interpretarea autorului. Da, Iată aș, un prilej. Um... Aș citi, am texte foarte scurte și foarte scurte. O să citesc două, așa, unul mai bine. puțin, mai lung. Foarte bine. Războiul de țesut. Când eram mic, credeam că realitatea era concepută la un uriaș război de țesut. Materialele folosite, vreo câteva fire de in, câne, pă, bumbac, nu foarte lungi. Dar ce lucru măreț durabil ieșa din ele încă celor bătrâni, când se apropiau de lucrătura acestui război nemai întâlnit în viața lor, le dădeau lacrimi de copil. poem. Dragoste, e atunci când liniile din palma mea se unesc cu cele din palma ta, devenind fire de înaltă tensiune. Ha -ha. Da, da, frumos, mulțumesc! Excelent! Până la urmă, e... Poezia nu se desparte de poet, am impresia. Oriunde îl întâlnești, e cu el, așa e? Este cât se poate de adevărat, e o umbră. Cel, cel puțin în interiorul acestei uh, ars poetica pe care mi-ai spus-o, anume că poezia coboară, sau ar trebui să coboare, sau chiar reușește să coboare în realitate, înspre realitate. Alții, din potrivă, încearcă să urce înspre transcendență, să vorbească despre îngeri, despre alte, alte lumi stelare, uh, cum o fi. Toată lumea are dreptate. Uh, toată lumea și niciunul până la urmă, cum se spune. <laughs> uh, Poezia acolo unde o găsești, Eu spun nu? că este, da, în primul rând este o cale de mijloc. Uh, poeții, atât poeții din pe care uh, zis, hai să zicem, mai să-i categorisim, să-i punem în două categorii. Da. Poeții din prima categorie care preferă uh, povestea, tranzitivul, se raportează franc la realitate și poeții care adoptă, să spunem, o, o latură insolită, parabolică, încifrată. Eu zic că toți aceștia fac parte din aceeași comunitate. Max Weber vorbea de comunitatea de memorie și de sentiment. Ei în parc, până la urmă, sunt aceleași fructe, aceleași roade de care se servesc. Unii o fac, poate, într-un mod mult mai taie, tranșează, cât mai prag, unii sunt mai pragmatici, mai practici, pe când ceilalți sunt, poate, mai visători, mai retrași, nu neapărat și retractili. Mai uh, atenți la semnele și însemnele care uh, plutesc și se află în preajma noastră. Adică e, o, e un echilibru, o cale de mijloc, cum o se spune. Practic, stăm într-o cameră și unii privesc pe fereastră, alții se uită la tavan, Da. unii, unii caută e... prin crăpăturile zidului, da. nu? Unii au spre ușa. Unii iau spre ușa, da, sau unii se privesc în ochi și atunci aici... Dacă ar... au și oglindă, e cu atât mai bine. Sau unii se privesc în oglinda de pe marginea drumului. Cum... <laughs> exact, da. soarele din balta lui soarele... Sadoveanu. Sadoveanu, da. Sau Categoric. Stendal. Am adus câteva cărți să le arăt celor care ne privesc și să le vezi și dumneata. Poate că pe unele le ai deja, dar nu strică niciodată să le, Sigur. să le zărim. I-a apărut ilustrului poet Vasile Igna un nou volum, se cheamă Capcanele, ceea ce promite foarte mult, pentru că te face să te gândești nu atât la capcanele pe care le pune vânătorul în pădure, Ce? cât la capcanele vieții. Capcane. Sau poate și ale, poeziei, sau ale Ale poeziei, cu siguranță. Mă bucur foarte tare că uh, capcanele lui uh, Vasile Igna au apărut. Un prieten uh, de la Craiova, filozof de meserie, se afirmă, iată, și ca uh, prozator. Ionel Bușe este numele lui și uh, volumul se cheamă Femei de Iasomie. Am avut femei de ciocolată, femei Am de marțipan și acum avem și de asomie, ceea ce uh, arată o diversificare a gustului uh, și a atenției olfactivitate, da, acordată universului feminin. De la ciocolată la asomie nu e chiar atât, nu-i uh, da. atât de lungă. În nordul Republicii Moldova locuiește un excelent critic care este și poet, Nicolae Leahu. El publică de astă dată un onomasticon. Îmi plac foarte mult uh, denumirile de acest fel. Pentru că ele au un, un aer erudit grecesc și promit mult, promit un soi de repertoriu e, exhaustiv. Am înțeles. E, la urmă, dar nu ultimul, în seria sa de autor, Horea Bădescu publică eseurile din Între Scila și Carib, dar încotro. Asta mi-amintește de întrebarea pe care o punea în finalul moromeților ecranizat Bătrânul Moronete. Și, și noi încotro ne ducem Nicolae. Cam, cam asta era ideea. Într-adevăr, încotro. Între Scila și Carib, dar nu prea ai multe de ales. Ori traversezi printre ele și mergi mai departe, ori riști un impact. Sigur. O rămâi că... într-un anumit punct. <laughs> Atunci e mai... Savu Popa. Încotro. Încotro. Deocamdată am niște proiecte în proză, pentru că luna, cel în ultima perioadă, proza a fost în atenția mea mai mult decât. Proza povesti. lungă, proza scurtă, roman Română sau poveste? Am lucrat și lucrez în continuare la un, la un roman. Pregăt. Are deja un titlu? I-am pus un titlu provizoriu, rețeaua subterană. E o poveste distopică, dar care... Sună care... strană și promițător. Da, e o rețea care salvează cărțile. Atâta pot să spun, mai multe nu dau din... Mă gândesc deja la Ray Bradbury și faimosul uh, roman. Uh, oarecum, dar e cu totul e alt pe, fel. altă, da, pe, o altă, pe o altă linie, pe o altă magistrală. Promițător, da. Da, nu crez, Mai și prozele de... scurte s-au adunat? S-au adunat. Uh, la anul uh, cu siguranță o să apară un volum. Deja am vorbit cu cineva și abia aștept să-mi să văd prozele adunate. Sunt povești de la mine din localitate pe care le-am valorificat într-un mod, spun eu, propriu. Da. Deci ăsta e după modelul la Lilieci în poezie. Da, și la Lilieci... Mm -hmm. uh... O monografie subiectivă a localității? Da, este o monografie fantastică oarecum folclorică, dar foarte insolită. Mie -mi Oamenii locului știu sau va fi un prilej să-ți faci prieteni și dușmani? Vreau să vă mărturisesc că am avut ajutor foarte mare dat fiind faptul că mie îmi place să povestesc și îmi place să ascult povești. atunci când auzeam o poveste despre strigoaice sau despre hora lor în dealul Strigoiței, pentru că Strigoița este reprezentativă pentru localitatea mea, un loc unde strigoicele se adună în horă și cel care ca un fel de ele ale pădurilor din jurul Sibiului. Și atunci, în momentul în care mă duceam și povesteam cu oamenii, ei îmi spuneau povești. Uite, știi, pe vremea mea, când eram copil, muma mă, mă avertiza să nu merg acolo pasă minte să pățești ceva. Că, și cu limbajul acela. Uneori încerc să și folosesc acel limbaj, să dea o notă mai pregnantă de... Asta mi se pare mie că tipologic apropie proza dumitale de Pavel Dan. Un realist transilvanean, dar cu deschideri fantastice, cu cu sprijin și în folclor un pic? Țin foarte mult la această formulă, să spun, adică ambinării dintre realitate, dintre folcloric și fantaspe de altă parte. Mi se pare mult mai ofertantă într-o proză. Sigur, nu, asta nu înseamnă că discreditez sau nu citesc proza cotidian, proza cotidianului. Este fascinantă dacă știi cum să orchestrezi și să surprinzi acele laturi insolite. Numai că mi se pare că fantasticul Uh, cum spunea și Nicolae Manulescu, e acest este fragil un între da. două realități. Fantasticul conferă pregnanța și conferă savoarea și prospețimea oricărei proze. E o bucurie, e un uh, adevărat uh, spectacol să citești sau și să scrii, să încerci să folosești fantasticul în proza ta. E uh, de-a dreptul, vezi, <laughs> la un gust, la uh, un... Bahi ceva, e ceva Bahi. Deci da. un fantastic mai apropiat de, de moștenirea etnografică decât, de, să zicem tehnic și științific, cum e SF-ul? Categoric. Foarte bună precizarea. Este un fantastic pe care îl duc în zona tradițiilor, a obiceiurilor, a anumitor superstiții. Și care... nu un fantastic citadin, nu? Nu neapărat, nu. Mm -hmm. Deși am, mi se pare... Eliade că... scria despre da. fantasticul citadin tot ce voia el. Da, știu și nu, <laughs> nu mă încumeț să ajung, dar lucrez. Nu, e formula lui. Da. Asta e formula dumitale. Mm -hmm. Excelent. Nu mă rămâne decât să te întreb despre maestrii, dacă ai avut maestrii, dacă ai, în proză, în poezie, care sunt autorii favoriți? Da, în proză, sigur că da, mi-a plăcut foarte mult, o să încep un pic pe, anumite perioade. În liceu m-a fascinat Edgar Allan Poe. A fost pentru mine o descoperire, îl citeam din scoarță. Un autor formidabil. Formidabil și încă foarte proaspăt, cu... Nu contează câți ani au trecut. Vreo sau... povestire favorită? Uh, pe mine m-a... Ruba și pendurul are această oh, da, sinistră. excelentă, sinistră, sinistră și... Uh, Mi-a mi plăcut o pogorâre în Melström. Uh, uh. Da, cu acel vârtej terifiant. Uh, sau crimele de pe strada... Rumor, Rumor. da. Excelente, da, mi-amintesc. <laughs> Plus că el a un. Primul detectiv din istoria universală. Da. Se pare. El a fost printre temerarii care au dadru Plus că are o poveste, dacă nu mă înșală, memoria nu din păcate nu-i mai cunosc acum titlul, în care o pisica a fost îngropată sau a fost zidită. Deci, atât o legendă a meșterului Manole reinterpretată, apropo de circulația. În universul da. După mi-a Pisicile propus... apar ca motiv și în proza lui Lovecraft. La Lovecraft. Oh, uh, uluitor și acest autor. Eu sunt un iubitor de pisici atunci, <laughs> și atunci, în momentul în care, totdeauna când trec pe lângă mine, mă întreb, oare la ce se gândește, oare ce poveste... Cum o fi viața din, pe Venus. Cum a fi, da, oare din ce poveste <laughs> provine. După aceea mi-a plăcut foarte mult uh, Dino Buzzati. Extraordinar. Uh, și m-a -a fascinat de-a dreptul Monstrul Colombre sau Deșertul Totalilor. Uh, uh, lumea cea da. lui între utopie, distopie, între real și real, dar acea pendulare aproape invizibilă, pentru că citim prozele lui Dino Buzzati, trebuie să fie un explorator extrem de versatil ca să uh, pătrunzi esența. Că acoperă tot, de la bazmul da. până la... Uh, până la cotidian, până la citadină, exact. e o chintesență foarte pentru bine. pentru că exista prejudecata asta că dacă ești ziarist, jurnalist, scrii într-un mod care e o piedică el, în dezvoltarea unui univers al prozei beletristice. Exact. Ori el... Pah, deci, față de Truman Căpăutii, da, el, el chiar este are da. imaginație. Este un ziarist, este un jurnalist <laughs> uh, dotat și cu o imaginație scritoricească și din comun. Uh, sigur că, da, în tot în perioada liceului în care mi-am format o cultură, spun, eu am început să mi formez o cultură din lecturi. Uh, piesele de teatru au fost foarte... Uh, la, au fost preferatele mele. Citeam... Uh... Păi acolo vezi cum vorbesc cu oamenii și cum da. duc întreaga acțiune a unei drame, a unei tragedii, a exact. unei comedii, în vorbe și, sigur, gesturile minimale pe care le presupune îngrădirea scenei. Uh, uh, da. Și, uh, care erau autorii Onil, Onil. Da, Din jale uh, s-a întrupat Electra și toate celelalte. Uh, Ibsen îmi plăcea foarte mult. Serios? O, drama burgheză? Mine. Extraordinar de mult. Îmi plăcea Nora. Cel puțin pe Nora știu că o reciteam de aproape săptămânal. Mă... Ce era acolo care te atragea uh, în felul ăsta? Atmosfera aceea încordată. Faptul că uh, Ibsen era un maestru... Banale al... case burghezi da. care însă mocneau... Însă era furtuna de dincolo de se o seninătate crispată. Asta mi-a plăcut și la Ibsen, și la Strindberg, și la Cehov, pentru că uh, cei trei au fost da. corifeii lecturilor mele, aș putea să spun. M-au fascinat. Uh, puterea lor de a pătrunde în universul uman și oricât de banale, de Uh, abjecte erau scenele, știau să le scoată, să le reliefeze într-un mod apart, într -o, o prospețime și o savoare de-a dreptul uh, picturală. Scotia... Uluitor Ulu autor, te-ai să scrii o piesă? Am avut o încercare, revista Steaua Maru... Eu știu. Ajut, dar, dar, da, da. Am, dar am continuări am câteva... vor fi, adică, da. vreau să zic, dezvoltări, până la... Cu siguranță. Piese, nu știu câte acte, Eu cam etc. dată nu mă pripesc, rămâne să mai citesc, să mai acumulez, e foarte important pentru un scriitor să nu se grăbească. Sigur, e un sfat banal pe care îl oferă... Nu, oh, nu e deloc orice. banal, e... Uh, e da, banalizat în ideea în care a intrat foarte mult în uh, mentalul colectiv scritoricesc, nu te grăbi, e... Da, asta spun și. Foarte spun mulți în de noștri încearcă să publice și ce n-au scris, adică să publice da. mai mult decât. <laughs> și ceea ce nu vor scrie. Sau... Bine, da. dacă fac o ediție critică, e absolut rezonabil. <laughs> da. dacă, fac o, cu... dacă fac Dabă o încercare de... de plagiat, este deplorabil. Da, e... intrăm <laughs> în alt teritoriu, minat destul de minat. Și prozatorii? Favoriți? Să uh, pomeni uh, pe Truman Căpăutia din orice? Uh, da, Truman Căpăutia mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi place prima lui perioadă, aia romantică, deși e, e extraordinar și în uh, cu in cold, cold Blood, blood cu Cold Blood, da, mi-a plăcut foarte. Dar i-aș pomeni, uh, tot, tot în liceu și pe perioada facultății, am avut două zone pe care eu le-am uh, iubit și le îndrăgesc în continuare extrem de mult. Zona uh, latinoamericană, și aici a, aș putea să-i menționez pe Marchez, uh, Liosa... Fuentes, Donioso, mi-au, pur și simplu, mi-au electrocutat uh, universul. Curios, și... n-ai zis de Borges, nimic. Borges, a, ah, am uitat. <laughs> acum. Nu vreau să fiu chiar așa toată, de exhaustiv. Toată lumea era da. cu Borges. Uh, dublu da. lui Borges, povestirea aceea cu Dublu sau uh, Alef mi-a plăcut uh, teribil. Am și scris în teza mea bomenic. de licență despre Dublu, ideea de Dublu la Borges și Edgar Allan Poe. După aceea... Mai recent avem acum șansa traducerii unor uh, volume interesante. De convorbiri între latinoamericani, de pildă. Da, Liosa cu cu Marchez. Marquez, am citit Liosa cu și despre Borges. Da, a fost. A, nemaipomenit. A fost. După aceea mi-au plăcut și îmi plac în continuare prozatorii japonezi. Haruki Murakami este printre da, preferații favorit? mei și l-aș citi la orice vârstă, în orice situație, mă încântă. și uh, Sunt acele cărți pe care le citești și le recitești ca um, niște paliative, ca niște uh, calmante. Care te, da chiar așa este au efect de calmant da? au efectul farmacom de farme dar și efectul de calmant când sunt prea îngândurat sau când ceva nu mi se revin întotdeauna și fie și la câteva la două trei pagini și mă așa. mă revigorează Ai încercat ia sunarica wabata Ia sunarica wabata El rămâne favoritul meu absolut Vuietul muntelui da pacetieria teribil. a luat Yukio Mishima l-am descoperit acum recent cu un roman teribil despre un marinar care se care merge într-un grup de copii și acei copii au gânduri de revoltă, gânduri de rebeliune teribile. un fel de împăratul muștelor scris da, -da. în cheie japoneză. Teribil romanul! M-a cutremura și m-a fascinat deopotrivă. Iată că mi a adus. Interesant, oare l o fi scris înainte de William Golding sau după? Uite, o să verific această Ar fi informație. fi interesant dacă e o emulație sau nu. Da, m-am gândit la un studiu comparativ între Golding și el cu romanul acesta, rebeliunii. Ai reflexe academice, vrei studii comparate. Uh, nu chiar. Încerc să rămân la mai mult la proză, să încerc tot mai mult să încerc să mă fac înțeles. Că... Dar scrii și recenzii, cronici. Adică îți exersezi și condeiul critic, ceea ce mi se pare oportun. Da, uh... Deci, încetul cu încetul, descoperăm un Savu Popa autor total. Migrează înspre proză, de acolo poate înspre dramaturgie, deja cu începuturi clare, cronicile există, apar. Uh, doresc să-mi mențin modestia, sunteți foarte drăguți, da, într-adevăr, încerc să... Drăguți la în eram tinerețe, acum <laughs> sunt cum pot. <laughs> nu, dar vorbind, vorbind serios, ai un ritm constant de muncă? Cum faci? Uh, eu mi-am spus întotdeauna, scrisul e ca învățatul unei lipi. Trebuie să exersezi dacă se poate și zilnic. Cred că în orice artă Da, e în Într-adevăr, sunt zile consecutive în care fie citesc, fie scriu. Altele în care nu pot să fac aceste lucruri și atunci fie mă plin, fie ascult muzică, ies la o plimbare. Reîncarci bateriile. Da, reîncar e nevoie de, acest, <laughs> de această reîncărcare. Mm. Uh, cronica o scriu, până la urmă sunt un cititor. Am fost întotdeauna și voi fi un cititor și și-a dat arama pe fața această latură, <gântu -n <gântu -n <gână> revolta fondului la acestei laturi. <gână> a fond, și am început la invitația unor prieteni, a unor reviste online să mă uit un pic despre ce e vorba. Și am început să scriu despre o carte de poezie, fie poezie, fie proză. Îmi face o mare plăcere să descoper universuri. <gână> <gână> Scrie, e o bogăție de stiluri, e o bogăție de exprimări și de experiențe. Formide. Ne român practic două minute în care aș vrea să aflu <laughs> care sunt comilitonii față de care ai afinități sau da. te simți apropiat. I-am menționat, sigur, pe poeții la începutul emisiunii, însă i-aș menționa chiar și ca pe ca prozatori. Îmi place foarte mult proza lui Matei Vișniec, așa cum îmi place proza lui Mircea A, Cărtărescu. Deci răm rămâi la 80-iști. Mă gândeam la da. oamenii mai tineri din literatură. Uh, vine acum. Da? Vine <laughs> acum. Uh, proza lui uh, Mircea Cărtărescu. Uh, Ducându-mă în uh, anii 90, uh, Cristian... Uh, Cristi Popescu, un poet fascinant, de la care am învățat foarte mult. Eu stim panța. Tot vorbim de universul de la... Și Sudir. plecați prea repede. Da. Ah. Uh, Ioan Temorar, Ioan Pop și venind, sigur, poposind la noi... O voce feminină, în ultimul minut? O voce feminină, uh, Magda Cârneci, sigur că, dar îmi place, îmi place foarte, foarte mult, Ana Blandiana. Uh, sunt poete tinere, Olga Ștefan, Gabriela Feceoru, care au, au ceva de spus. Am descoperit acum o poetă din Republica Moldova, Maria Ivanov, care are un debut și va rămâne în... Uh, în conștiința criticii. Sunt Exțiole. o grămadă. Mă feresc uneori să spun preferat <laughs> pentru că e un teren minat. Mult prea minat. Am înțeles. Da. profesore euh, Savu Popa, <gânt> întâlnirea noastră, prima noastră întâlnire, i-a sfârșit aici. Îți mulțumesc, și eu vă mulțumesc că ai, ai venit la, la mare mulțumesc. distanță cu, la cu autocarul. Tâmpul. Iar vouă, dragi prieteni, vă zic ca de obicei pe data viitoare cu drag și vă doresc numai bine. Săbători fericite!